Relația dintre Smiley și Gina Pistol este, cu siguranță, un exemplu de reușită pentru vedetele de la noi din țară, măcar pentru felul frumos și extrem de discret în care s-a dezvoltat. Vedete de primă mână amândoi, Smiley și Gina Pistol par să fie, totuși, doi oameni cât se poate de normali în momentul în care ies din casă. Backyard, am spune ni, extrem de relaxați cu o burtică vizibilă și câteva kilograme normale de altfel în plus, Gina Pistol, alături de Smiley, a fost surprinsă pe marginea drumului, în timpul unei discuții cât se poate de relaxate cu un amic comun de al celor doi. Fără mască și fără să fie deranjată de țigara pe care o fuma amicul lor, Gina Pistol i-a reperat imediat pe paparazzi WO Biz. Roșii, fără să stea pe gânduri, le-a zâmbit larg și, mai mult chiar, le-a făcut cu mâna, semn că nu este deranjată deloc că este filmată. Smiley, ceva mai timid, dar la fel de relaxat, i-a imitat gestul și, amuzându-se de situație, și-a continuat discuția începută pe trotuar alături de amicul lor. Gina, bine înfofolită, a fost toată un zâmbet, mai tot timpul, mișcându-se des pentru a se încălzi și parcă special pentru a dovedi că este într-o formă fizică cât se poate de bună și că sarcina nu i-a provocat probleme. Iar cum se mișca mai tot timpul, iar haina lungă și groasă pe care o avea pe ea nu era închisă, Gina Pistol a scos la vedere o frumusețe de burtică de graviduță. E totuși în ultimul trimestru de sarcină Smiley, topit după calitățile frumoasei Gina Pistol. În izolare, Smiley s-a bucurat de preparate delicioase pregătite de frumoasa prezentatoare de televiziune Gina Pistol. Iubita lui gătește foarte bine, iar el mărturisește că are o slăbiciune pentru un fel anume, pui indian. Gina Pistol, în schimb, nu mai suportă mirosul condimentelor pe care le folosește pentru această rețetă, dar continuă să o facă pentru a-l ferici pe Smiley. Gina gătește, eu am învățat să fac grătar. Nu știam să fac nici asta. Nu mă pricep. Adică făceam grătare, dar mai mult stăteam pe lângă ele. Gina se pricepe să facă un pui indian excepțional. Mai face și pulpe la cuptor, a declarat Smiley Gina Pistol, însărcinată cu Smiley. Ne gândim și la nume din când în când. Până acum avem numai nume la mișto. La mine în familie o să fie prima fată. La noi au fost numai băieți. Mama este foarte bucuroasă că în sfârșit avem o fată în familie, a declarat Smiley pentru WO Biz. Aceștia au spus mult timp în glumă că fetița se va numi Regina și nu au fost puțini internauții care chiar au crezut că acesta va fi numele micuței. Totuși, în mod cert nu va fi așa, fapt confirmat și de Smiley pentru Gina Pistol. Această sarcină a fost o adevărată minune, întrucât medicii îi spuseseră că aceasta nu va putea avea copii sau, dacă își va dori, va trebui să apeleze la inseminare artificială și la rugăciuni.
dar iată că a fost nevoie doar de jumătate de sfat și frumoasa prezentatoare de la Chef la Cuțite acum va avea familia la care visează de mică. Gina Pistol și Smiley așteptând cu nerăbdare să devină părinții unui copil.